Crăciunul special al lui Papa Panov, de Lev Tolstoi. A fost odată ca niciodată, în ajunul Crăciunului, într-un mic sat din Rusia, un cismar bătrân pe nume Papa Panov. Ieșise din atelierul său pentru a mai arunca o privire pe stradă. Magazinele și casele începuseră să-și aprindă luminile, căci scurta zi de iarnă era pe sfârșite. Copiii nerăbdători fugeau în casă, iar dinăuntru se mai auzeau doar vorbe și râsete înfundate. Mirosul slab, dar delicios, de bucate de Crăciun, îi amintea de anii trecuți, când petrecea Crăciunul alături de soția sa și de copiii săi când erau mici. Acum ei nu mai erau. Fața sa, de obicei veselă, părea tristă acum. Cu inima îngreunată, a tras obloanele și a intrat în casă. A pus un ibric de cafea pe aragaz și, oftând, s-a așezat pe fotoliu. Papa Panov nu citea des, însă în seara aceea a scos Biblia cea mare a familiei. Urmărind rândurile cu degetul arătător, a început să citească iarăși povestea Crăciunului. A citit cum Maria și Iosef, mergând în Betleem și fiind obosiți, nu au găsit unde să poposească, așa că bebelușul Mariei s-a născut într-o iesle. Vai, vai, de-ar fi venit aici, i-aș fi dat patul meu și aș fi acoperit bebelușul cu plapuma mea. Apoi a citit despre cei trei magi care veniseră să-l vadă pe Iisus și să-i aducă daruri minunate. Întristat, Papa Panov a lăsat Biblia jos. Eu nu aș avea ce să-i ofer. Dintr-o dată, fața ei s-a luminat. Ah, am exact ce trebuie! Și-a întins mâinile până la un raft înalt din camera lui mică. A luat o cutiuță plină de praf și a deschis-o. Înăuntru era o pereche foarte mică de papuși de piele. Papa Panov a zâmbit încântat. Erau exact așa cum și-i amintea. Cei mai buni papuci pe care i-a făcut vreodată. I-aș da pe aceștia! Zicând asta, i-a pus înapoi și s-a așezat iar. Se simțea obosit. Și cu cât citea mai mult, cu atât îi se făcea mai somn. Literele au început să se joace în fața lui, așa că a închis ochii o secundă. Într-o clipă, Papa Panov dormea adânc. Și pe când dormea, a avut un vis. A visat că cineva era în camera lui și a știut de îndată cine era. Era Iisus. Ți-ai dori să mă poți vedea, Papa Panov, să mă cauți mâine. Va fi ziua de Crăciun și te voi vizita. Să ai grijă însă, căci nu îți voi spune cine sunt. Când se trezi Papa Panov, clopotele sunau și lumina se strecura pe lângă perdele. Dumnezeule, e Crăciunul! S-a ridicat și s-a întins, căci era înțepenit. Deodată, privirea ei s-a oprit pe ceas. Era abia 4 dimineața. Ce? E așa de vreme? A auzit un sunet afară și fața ei s-a înveselit, căci și-a amintit de visul său. Visul meu, da, visul meu! Wow, Crăciunul acesta va fi foarte special, căci Iisus mă va vizita. Dar cum va arăta? Va fi un mic bebeluș ca la primul Crăciun? Sau adult? Sau regele măreț? Ar trebui să fiu atent toată ziua ca să-l recunosc când va veni. Papa Panov a tras perdelele și a deschis fereastra. Strada era goală. Doar un măturător era acolo. Ah, e măturătorul străzii. Dar de ce lucrează în ziua de Crăciun? Pe frigul și pe ceața asta? Mai ales așa de dimineață. Hei, hei, vino aici! Vino să bei o cafea caldă ca să te mai încălzești! Măturătorul s-a uitat în sus, nevenindu-i să creadă ce auzea. A lăsat repede mătura și a intrat în camera călduță. Și-a încleștat mâinile reci și roșii în jurul ceștii de cafea. Pe când bea cafeaua, a întrebat. A,
ce, aștepți pe cineva?" Papa Panov i-a povestit visul și a zis că l-așteaptă pe Iisus. "Ei bine, sper să vină. M-ai bucurat puțin de Crăciun. Nu mă așteptam la asta. Meriți într-adevăr ca visul să ți se îndeplinească." Asta l-a făcut pe Papa Panov să zâmbească. Măturătorul și-a băut cafeaua și a plecat din casa lui Papa Panov plin de bucurie și căldură. După ceva timp, Papa Panov a început să gătească o supă de varză delicioasă și se tot ducea la fereastră așteptându-și musafirul. Însă privind pe fereastră, a văzut o tânără cu fața albă și palidă ca zăpada. Ținea în brațe un bebeluș înfofolit în mai multe pături. "Of, Doamne, cum poate să stea afară în frigul ăsta? Și cu bebelușul acela, săracul, trebuie să-i chem înăuntru." "Scuze, domnișoară! Te rog, intră în casa mea și încălzește-te. Căldura-i va ajuta și bebelușului." Săraca femeie nu-i venea să creadă și ochii ei s-au umplut de lacrimi. "Mulțumesc, bunule domn." El a condus-o pe un scaun lângă foc. Cum stătea acolo, bebelușul a început să gângurească. "Ce adorabil! O să încălzesc niște lapte. Stai liniștită, am să o hrănesc eu. Am avut și eu copii mici." Papa Panov a încălzit laptele și a hrănit încet bebelușul cu o lingură. În timp ce făcea asta, a văzut că bebelușului îi se învinețiseră picioarele de la frig. "Are nevoie de papuci, mare nevoie." "Nu am bani pentru așa ceva și mă duc în satul următor ca să-mi caut de muncă. Nu am ce să fac acum." Papa Panov s-a gândit puțin și și-a amintit de papuceii pe care i-a văzuse noaptea trecută. "Dar papuceii aceia sunt pentru Iisus." Însă, văzând picioarele înghețate ale bebelușului, s-a hotărât. "Poftim, ia papucii ăștia. Uite ce bine-i vin." "Pare încântată." Fetița dădea din picioare fericită. "Ai fost foarte bun cu noi. Toate dorințele de Crăciun să ți se îndeplinească." În timp ce tânăra se bucura de supa caldă, Papa Panov se uita neliniștit pe stradă, gândindu-se la vizitatorul așteptat. Erau mulți oameni, dar îi cunoștea pe toți. Erau vecinii care mergeau să-și cheme rudele. Ei îl salutau, îi zâmbeau și îi urau Crăciun fericit. Când a terminat supa și bebelușul se simțea mai bine, femeia i-a mulțumit iar lui Papa Panov și a plecat. "Crăciun fericit!" În timp ce era la ușă, Papa Panov a văzut un cerșetor care mergea prin frigul necruțător. S-a dus imediat în casă și a luat niște supă fierbinte și o bucată mare de pâine. Apoi a fugit afară și le-a dat cerșetorului. Acesta era foarte fericit. I-a mulțumit și a plecat. Papa Panov a zâmbit și a intrat iar în casă. În curând a venit seara. Papa Panov stătea la fereastră, dar nu mai vedea bine trecătorii. Și cei mai mulți erau în casă, înăuntru. Dezamăgit, s-a întors la fotolul său și s-a așezat obosit. "Deci, a fost doar un vis până la urmă. Iisus nu a venit." Deodată, a știut că nu mai este singur în cameră. De această dată însă, nu era un vis. Era treaz. La început a văzut în fața ochilor bătrânul măturător, tânăra mamă cu copilul și cerșetorul. Fiecare dintre ei l-au întrebat: "Nu mai văzut Papa Panov?" "Cine ești?" a răspuns surprins Papa Panov. Apoi altă voce i-a răspuns. Era vocea din visul său, vocea lui Iisus. "Mi-era foame și m-ai hrănit, eram dezbrăcat și m-ai îmbrăcat, mi-era frig și m-ai încălzit. Am venit la tine astăzi prin fiecare dintre aceia pe care i-ai ajutat și i-ai primit." Apoi se făcu liniște totală. S-auzea doar ticăitul ceasului. Camera se umplu de liniște și fericire și inima lui Papa Panov de asemenea. Îi venea să cânte, să râdă și să danseze de fericire. "Deci a venit până la urmă,"
A fost tot ce a zis Papa Panov.